Emil Dică ne povestea o întâmplare amuzantă de la pregătirea meciului cu Hamburg. Hamburg. Așa. Și pe lângă tot ce era legat de Van der Vaart, ce face pe teren, mi-a dat care ca un de highlights cu fiecare adversar direct. Da. Și mie mi-a dat Van der Vaart. Așa. Am ajuns acasă, am băgat face CD un laptop și erau cam 8-10 minute, nu mai țin minte exact. După 2 minute, când am văzut ce adversar direct aveam, am închis laptopul. Așa. Și ne-a întrebat pe fiecare, adică te-ai uitat? Zic, m-am uitat, dar dacă mă uitam la tot, trebuia să-mi iau tot ce am aici și să mă duc la Pitești. La Pitești. Zic, cum te face că îi prim doar pe cei mai buni. Așa. La Van der Vaart, ce era? Era în formă mare de tot, da. Da, cu el mi-a fost bine. Nu e retur, că am jucat o repriză, dar mi-a fost cel mai greu de toți adversarii pe care i-am avut. Toate că... Mai povestește-ne ceva cu Răzvan, Emil. Mai zi-ne ceva, mai adu-ți aminte de ceva cu Răzvan. Omul care a construit echipa aia puternică din 2006. Era genul de... Adică a creat o echipă și o atmosferă pentru că până la urmă nu se aștepta nimeni ca echipa pe care o n-a să ajungă în acea sfer. Uh-huh. Am trecut niște tururi, dacă mi-aduc aminte. Nu am intrat direct în tururile. Și am început în Pandora. Da, exact. El este cel care, datorită lui mare, știu cum să fac atmosfera asta. Era foarte unit, eram foarte... Înțeleg că făcea cadouri jucătorilor, mai venea cu bani de acasă când nu se plăteau toate lucrurile la timp. E adevărat? Da. Da? Și avea tot timpul înaintea unui meci important, greu, era de el. Mijlocașii centrali ieșeau seara cu el la masă, înainte de meci. Cum? Da. Mijlocașii centrali. Doar mijlocașii centrali ieșeau seara înainte de meci cu el la masă? De ce? Sau luau doi jucători și mergea cu ei la masă. Nu știu, asta era... Țin minte că am ieșit într-o seară eu și Nicolae Grigore, de care strău. Așa. Cu Răzvan și cu domnul Dinu. Mm-hmm. Și iar domnul Dinu Gheorghe, poate că... M-a adus în... A fost cel care m-a adus, dar și cel care mi-a spus să plec. Dar stai puțin, deci vă chema doi oameni înainte de meciurile importante, doi oameni din echipă, noua ce? Luam cina, nu acolo, la nu cu echipa. Aha. Adică, mergeați undeva la un restaurant, avea el un restaurant în Herăstrău unde... Da. Aha. Da. Și ce se discuta la masa aia? Simțea nevoia cumva ce să... Să se asigură că sunteți în regulă cu mintea, că... Despre fotbal, clar. Uh-huh. Da. Despre... Da, era titular? Oamenii erau titulari, sigur? Da. Adică era un semn, dacă îi lua Răzvan Lucescu seara la masă pe doi, erau titulari a doua zi. Știi că vei juca